În capitală, la Fenicia Grand Hotel, s-a desfășurat memorialul Revoluției din decembrie 89 și memorialul Dan Negureanu la șah. La această ediție au participat 34 sportivi din țară și străinătate. Pe timpul competiției, care a durat 3 zile, sportivii au respectat normele de distanțare socială și au purtat măști. Directorul turneului, Dan Mițaru, înainte de festivitatea de premiere, le-a spus câteva cuvinte participanților. Întotdeauna trebuie să respectăm și să ne aducem aminte de oamenii care au trecut pe lângă noi prin viață și sau am traversat viața împreună cu ei. Eu zic că este foarte frumos când dedicăm un memorial unui coleg, unui prieten și trebuie întotdeauna să-i respectăm pe cei care ne-au impulsionat de multe ori în viață. Și în general pentru tineri. Tinerii întotdeauna trebuie să aibă așa o finețe față de cei în vârstă și eu zic că atunci când respecti trecutul, poți respecta și viitorul. Competiția a fost arbitrată de arbitrul internațional Radu Șofran. Câștigătorul competiției a fost Adrian Părvulescu, pe locul 2 s-a situat Mihai Abramescu, iar locul 3 a fost ocupat de Radu David.